Un bărbat a devenit mai bogat cu aproape 750 de euro după ce și-a pierdut telefonul. După o noapte petrecută într-un bar în care a consumat mult alcool, bărbatul și-a pierdut telefonul mobil. Cineva l-a găsit și s-a folosit de el pentru jocuri de noroc online. Bărbatul s-a conectat la contul de Betfair al bărbatului în cauză și a câștigat o sumă importantă de bani. Christopher Dennis, în vârstă de 52 de ani, era cu prietenii când și-a pierdut telefonul mobil. Și-a dat seama că îi lipsește abia a doua zi, după care a sunat la barul în care își petrecuse seara pentru a vedea dacă telefonul său a fost găsit. Bărbatului i s-a spus că telefonul său nu a fost găsit, dar 3 zile mai târziu el a descoperit că dispozitivul fusese predat la bunuri pierdute, relatează știrile ProTV.ro.